Mioara Roman a fost jefuită și nu și-a vândut bijuteriile, așa cum s-a scris. Ce au fost furate? Fosta soția lui Petre Roman a pierdut unul dintre cele mai valoroase obiecte pe care le avea. Hoțul a fost prins, dar nu și-a mai recuperat absolut nimic. Cum s-a întâmplat totul, aflăm chiar acum. V-ați vândut bijuteriile? Draga mea, asta s-a întâmplat de mult. A trebuit de-a lungul anilor, din păcate, să dau, nu să iau. Pentru noi, politica a fost o variantă nefericită, în sensul că am devenit ținta a tot soiul de bârfe, de comentarii care nu aveau absolut nicio legătură cu familia noastră. Ați renunțat de-a lungul timpului la un obiect drag sufletului dumneavoastră? Da. Da. Mai rău a fost că în perioada, în primăvara asta, cred că de fapt de la asta s-a plecat, când era sora mea, a murit la 1 februarie, ianuarie, decembrie, cât a stat la mine, a intrat cineva în casă și a furat niște... Da, pe geam. Pe geam? Pe casa. Da, a intrat și ne-a furat un inel de-al mamei mele, de la Delorodnă, din 1935, care era valoros obiectul. Și în sfârșit, dar nu, sănătoși să fim. Dar știți cine? Păi l-au prins pe ăla, dar era minor și n-au avut ce să-i facă. Mai rău e că nu am recuperat obiectul. Să știi că eu nu obișnuiesc să arunc vorbe în vânt. Chiar m-am gândit la un moment dat să mă retrag undeva, nu știu, la o mănăstire, la ceva, să nu fiu greutate pentru copiii mei. Una din marile mele profesoare, Zoe Dumitrescu-Sulenga, chiar s-a retras la o mănăstire. N-ar fi în firea mea, că eu încă mai predau și mi-ar părea rău și de copii.